Fiul lui David, ai milă de mine. În seara asta mă rog, Doamne, ai milă de Pusta Vale, cineva să spună amin. Ai milă de unul fiecare în parte, cineva să spună amin. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga. Fiul lui David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l. A chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește, scoală-te, că te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la, ajutați-mă, la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Rabunii a răspuns orbul, să îmi cumpăr o mașină, să-mi schimb gresia prin casă, să nu, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta, încă o dată, Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a îndată orbul și-a căpătat sau nu? Și-a mers pe drum? Și-a mers? Deci înseamnă că după ce a fost vindecat, el a mers după Iisus. Puteți ocupa locurile. Măriți să fie numele Domnului. E o seară de sărbătoare, așa numim noi. O seară de bucurie, o seară de cercetare, o seară de har. O seară care poți să spui, Doamne, sunt și eu aici. Amintește-ți de mine, Doamne. Amintește-ți de familia mea, amintește-ți de casa mea. Crezi că în seara asta Dumnezeu nu poate să facă mai mult decât tu crezi? Amin. Repet, ne liniștim un pic? Amin. Ne putem liniști? E Domnul aici. Aleluia. Când vine un om așa mai curând, nu știu cum să stăm de liniștiți. Dar gândește că Dumnezeu e cel mai mare și cel mai tare și mai presus de orice. Este împărat. Cum stai înaintea împăratului în seara asta? Stai din toată inima și spune, Doamne, am nevoie în seara asta să văd. Mă auzi? Aș vrea seara asta să vă spun ceea ce poate să facă Dumnezeu și ce poate să facă diavolul. Adevărul că diavolul pe mulți a orbit și ei nu văd că sunt orbi. Crezând că dacă văd cu ochii ăștia de carne și văd așa, pe unii oameni, văd familia lor, văd pe cei din jurul lor, cred că ei văd bine și lucrarea lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine în seara asta. Nu știu dacă ai nevoie de vedere să vezi în seara asta. Să vezi așa ceea ce vrea Dumnezeu de la tine într-un cuvânt. Să vezi ce vrea Dumnezeu de la viața ta, să vezi pentru ce te vrea Dumnezeu în biserică, să vezi ce vrea să facă Dumnezeu cu tine sau ce vrei tu să faci pentru Dumnezeu. Repet, mă auzi bine seara asta? Marea durere, mulți oameni și femei, bărbați și femei, au devenit orbi spiritual. Ascultați-mă ce spun. Și primul, când ai început să nu mai poți să-l vezi pe fratele tău și ești orb, orbul acesta despre care declară Biblia era orb cu ochii și nu mai vedea. Dar în seara asta aș vrea să spun ceva. Marea durere, mulți sunt orbi spiritual și nu mai pot să vadă lucrarea lui Dumnezeu. Și mulți nu o să vadă împărăția cerului. Ascultați-mă bine ce spun. Că marea durere, venim de multe ori la adunare și am dorit multe și multe și multe și multe. Dar marea durere e cea mai mare problemă, că împlinim prea puțin. Și cel mai dureros la ora actuală, ascultați-mă bine ce spun. Iisus spunea într-o împrejurare așa, dacă mă iubiți, veți păzi ce? Nu casa, nu mașina voastră. Veți păzi poruncile mele. Și marea durere, primul punct care vrea să spun în seara asta, este că oamenii au devenit orbi și diavolul i-a orbit. Treci pe lângă fratele tău și nu mai poți să-l vezi, așa? Dacă ar fi să dea Dumnezeu păcatele pe față în seara asta aici, te spună tu, femeie, tu, bărbatule, tu care spui că îl iubești pe Dumnezeu, tu și tu și tu, de ce nu poți să-l iubești pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla? De ce-ți par rău că Dumnezeu ridică pe ăla și pe ăla și pe ăla și pe ăla și pe ăla? Prea mulți la ora actuală se uită în stânga și în dreapta, dar prea puțin se uită spre cer. Într-o zi un tânăr bogat întreba pe Iisus, Doamne, ce să fac ca să moștenesc ce? Împărăția lui Dumnezeu. Păi cunosc poruncile, da, Doamne. Le știu pe toate, le-am făcut din tinerețe. Dar îți lipsește un singur lucru, să mă ajute cineva. Ajutați-mă cineva. Vinde tot ce ai și dă la săraci. Acum poate spui, Doamne, dar ce vrei în seara asta? Să vând ce am și să dau la săraci? Asta înseamnă pocăința. Știi de ce a vorbit Dumnezeu în modul acesta? Pentru că acel tânăr el a legat de bani.
În seara asta îți vrea să spun ceva. De ce ești legat în seara asta? De ce nu mai te poți bucura în adunare? Ce te ține legat să nu te bucuri? Care-i problema cu tine în seara asta? Problema cu orb a fost că n-a văzut. Dar după ce l-a vindecat pe el, Domnul Iisus, după ce l-a vindecat, el a început să meargă după Iisus. Aș vrea să spun ceva în seara asta. Cât bine ți-a făcut Iisus și ai spus, știi ce, Doamne? Dacă am ce întrebă, dacă merge bine, sănătos, lasă că mai mergem și noi duminica pe la adunare, vedem ce mai se întâmplă și o fi bine. Marea durere! Și aș vrea să spun din toată inima și cu credință și cu nădejde că e foarte adevărat ce spun în seara asta. La ora actuală, prea multă ură și dușmănie în poporul lui Dumnezeu. Prea mulți diavolul i-a orbit pe oameni. Și asta face diavolul, vine și seamănă ură, dușmănie și te orbește diavolul. Îi spui, Doamne, și ce, am echipa mea, am grupul meu, sunt bine, mersi, Doamne, gata. Am familia mea, sunt bine, mersi. Tu trebuie să înțelegi bine seara asta, că până nu iubești, niciodată nu vei fi iubit. Greu, e greu în procesul acesta, cel mai greu de iertare. Să mergi să spui, mă, dar n-am greșit eu, că Biblia spune, lasă darul în fața altarului și tu te împacă-te cu cină. Și vină, ia darul și ce fac cu el? Ce fac cu darul? Du-te și pune-l pentru bani. Nu! Vină, ia darul și lucrează ca pentru cer. Paradobia Canadias. Pentru că tu n-ai plătit nimic pentru darul acela. Dar a plătit Iisus Hristos cu prețul vieții. Glorificat să fie numele Lui. Că ai voce să cânti. N-ai făcut tu școală muzicală. Ți-o dat-o Dumnezeu. Că ai început să predici, n-ai făcut cele mai mari facultăți, nu? Ce ți-a dăruit Dumnezeu harul. Că Dumnezeu dă har la cei smeriți, glorificat să fie Domnul. Înțelege în seara asta, biserică din Pusta Fale, ca să fii la un nivel, sau oricine sunteți aici, ca Dumnezeu să te ridice, ca Dumnezeu să-ți dea puterea împreună cu mine, trebuie să fii smerit. Prea mulți la ora actuală, iertați-mă, dacă cânt o cântare, parcă sunt pe scena lui Florin sau la fine, mai nimeni. Urcăm pe scenă ca la spectacole. Urcăm pe scenă ca la concurență, pe notă. Nu uita în seara asta. Pocăinții nu cântă pe notă, ce cântă pentru cer. Paragobia se vreo de Canadias. Ești în seara asta, ești sau nu ești aici? Nu te-a orbit diavolul, mă? Că ai început să cânti pentru tine, să te arăți pe tine? Să-ți arăți puterea, să-ți arăți valoarea, să-ți arăți energia ta, nu uita. Dumnezeu dă daruri. Dumnezeu și le poate lua. În seara asta zic, Doamne, atinge-te de noi. Cineva să spună amin din toată inima. Doamne, cum te-ai atins de orbul acesta, Doamne, care aștepta și a strigat. Auzi că trece Iisus din Nazaret și a început să strige. Când trece Iisus pe aici pe la cort, ce faci? Facebook? Internet? Combinații? Trece Iisus pe aici în seara asta. Sau de bine în Pusta Vale, trece Iisus pe aici. Cum stai? Și nu te întreabă, mă, ți-e foame? Nu! Pentru că El deja cunoaște setea din sufletul tău. Nu ți-e sete după cuvântul Lui în seara asta. Orbul când a auzit că trece Iisus, stați liniștit. N-a stat nepăzător. Dar vreau să spun ceva. Orbul acesta, știi ce s-a întâmplat acolo? Liniște. El când a strigat, El a strigat cu credință. Că a știut că Iisus se poate opri. Și a știut că numai Iisus îl poate vindeca. Trebuie să știi tu în seara asta, să strigi chiar dacă oamenii vor spune, mă, taci că predic Alex. Dacă ai nevoie să strigi pentru Domnul și la Domnul, strigă în seara asta. Dacă îți vine să vorbești, îi vorbește în seara asta. Orbul a început să strige, pentru că avea nevoie de vindecare. Pentru ce îl strigăm la ora actuală pe Dumnezeu? Ce vrem să ne dăruiască Dumnezeu? Marea problemă, mulți nu mai cer putere de rugăciune, nu mai cer putere de iertare, nu mai cer putere să vină la biserică. Ce, Doamne, dă-mi asta, dă-mi o mașină nouă, dă-mi o casă nouă, deschidă-mi o poartă de binecuvântare. Doamne, dă-mi mulți bani să nu fie nimeni ca mine, dă-mi putere să mai fac și eu o casă peste aia la altă și dă-mi putere. Pentru ce mai strigi la Dumnezeu, omule? Pe flori și pe cântări cu voci bune și predici bune. N-așteptă cerul ca să ajung în cer, omule. Haina trebuie să fie curată. Acum aș vrea să spun ceva, uite-te un pic la haina ta. Dacă minți, cum ți-e haina? Dacă
dacă bârfești cum ți-e haina, dacă înșel cum ți-e haina, dacă minți cum ți-e haina, dacă blestem cum ți-e haina, dacă asculți muzică lumească cum ți-e haina, că nu mai poți să-L vezi pe stânga și pe dreapta, cum ți-e haina. De ani de zile suntem pătați și avem tupeul și curajul să venim pe scenă să cântăm despre Dumnezeu. Aleluia. Orbul când a chemat Iisus, El a țupat haina, da? A dat haina jos. Știe cineva să mă ajute ce reprezintă haina? Mă ajută careva? Haideți! Ce haină a dat omul ăsta jos? E fi foarte cald? S-a dezbrăcat, da? Iisus spune așa, dacă voiește cineva să vină după mine, ajută-mă, Florin! Să se lepede de sine. E greu, așa? E ușor să intri în apă, e ușor să vii la cântare, e ușor să dai drumul la mixer, e ușor să urci pe scena asta imediat, e ușor. Dar cel mai greu este să te lapezi de eu tău. Hai să fim recunoscători. Închiți au rămas mândria și ei s-au pocăiat. N-aș vrea să vă spun ceva, oamenii ăștia s-au întâlnit cu adevărat cu Iisus sau nu? Un om care se întâlnește cu adevărat cu Iisus, omul acesta nu mai trăiește el, ci trăiește Hristosul el. Cineva să spună glorie Domnului! 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 Oare n-ai rămas la botează? Botezați, spălați în apă, dar nu spălați în sângele mielului. Cine-i spălat în sângele mielului, vorbirea lui e vorbirea. Dau lor îi da și nu-i nu, cum spune Biblia, că ce vine peste de la cine-i, Florin? Ne compromitem și ne promitem cu atâtea promisiuni. Și marea problemă că nu mai ne ținem de ele. Omule, cum vrei tu să vezi cerul și pe Iisus dacă nu poți să-L vezi pe Florin? Hai că lângă mine, le iau așa. Cum vrei să vezi cerul? Nu știu cui vorbește Domnul în seara asta aici. Poți să fii aici în seara asta notat pe un tabel. Ești membru în biserică. N-ai vrea să fii membru și în cer? Aleluia! N-ai vrea să fii un membru în cer? Spune în amin în seara asta. N-ai vrea să spui ceea ce a spus orbul acesta? Iisuse, ai milă de mine! Iisuse, ai milă de viața mea, poți să spui în seara asta. Ai milă, Doamne, că nu mai mă pot controla, Iisuse. Iisuse, nu mai sunt omul acela, nu mai sunt femeia aceea, nu mai sunt bărbatul acela rugăciune, nu mai sunt femeia aceea rugăciune. Iisuse, ai milă de mine! Iisuse, parcă m-am stins de atâta vreme, dar în seara asta, Iisus, te rog, ai milă de mine! Așa că ți-e greu să mai te rogi? Așa că de multe ori nu mai există putere de rugăciune? Aleluia! Dar în seara asta, numai mâna lui Dumnezeu ne poate împuternici. Trăiască numele Domnului. Cineva să spună amin din toată inima. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga. Când îți spune diavolul, Florin, taci, te îndemn ceva în seara asta, tu strigă mai tare: Iisuse, ai milă de mine. Când diavolul va încerca să te oprească, spune: mă, tu vezi că nu mai are rost să mergi la biserică, pentru tine nu mai există nicio șansă, tu mergi degeaba, tu n-are niciun rost că ești în adunare, pentru tine nu mai există nicio o mică șansă de iertare. Aș vrea să spun ceva în seara asta. Cum iartă Iisus, nu poate ierta un om pe fața pământului. Sunteți de acord cu mine? Cum te poate ierta Iisus? Auzi, nu poți tu greși atâta cât Iisus te poate ierta. E corect sau nu? Florin, tu nu poți greși cât Iisus te poate ierta. Dar aș vrea să spun ceva. Să nu ne obișnuim cu păcatul. Ce mai bine ar fi să ne obișnuim cu rugăciunea. Cineva să spună amin. Mai bine ar fi să ne obișnuim cu postul. Cineva să spună amin. Mai bine ar fi să ne obișnuim să mai citim Biblia. Cineva să spună amin. Cineva să spună amin din toată inima. Ești în seara asta aici sau nu? Oamenii îl certau să tacă. Tu știi că diavolul în seara asta răgnește aici? Alo? Tu știi că diavolul răgnește după tine? Tu care ești aici la cort în seara asta. Tu știi că diavolul caută cu orice preț să te smulgă din lucrarea lui Dumnezeu?
Când nu ești veghetor, ascultă-mă bine ce spun în seara asta. Și vreau să fii foarte atent. Când nu veghezi, diavolul dă târcoale. Și stai liniștit că nu dă diavolul târcoale la cluburi și la discoteci. Diavolul dă târcoale la copiii lui Dumnezeu. Și caută pe cine să smulgă, chiar pe cei aleși, spune Biblia. Aș vrea să spun ceva în seara asta. Tu știi că nu, când odată nu ești atent, diavolul dă târcoale în casa ta? Știu familii, fac o paranteză. Știu familii care de la un simplu pahar, fiți foarte atenți, de la un pahar au ajuns la divorț. Și poate spui mai ales cum. Vă spun chiar acum. Într-o zi, femeia cu bărbatul, pocăiți amândoi, fiți foarte atenți. Când nu mai veghezi, ascultă-mă bine în seara asta, nu știu cui vorbește Dumnezeu. Când nu mai stai la postul de veghe, când nu mai stai în rugăciune, când nu mai stai în Biblie, când îți faci de capul tău și faci ceea ce vrei și vorbești ceea ce vrei, trăiești cum vrei, diavolul te prinde, ascultă-mă ce spun. Acest bărbat a început să ia băut paharul de apă. La un moment dat îi spune la soție, vino, ia paharul și du-l la ghiuvetă. Femeia îi spune așa, du-te tu. Și el așa cu un ton mai tare, că știți cum e, de multe ori femeile parcă au mai tare accelerație. Și ăsta e adevărul, tu spui așa mai blând și de multe ori surorile mai pasă mai tare pe accelerație și atunci motorul se turează mai tare, ăsta e adevărul. Și bărbatul îi spune, auzi, cam deodată tu ești femeia în casă, cred că tu ar trebui să duci paharul la ghiuvetă. Și de acolo ea spune două vorbe așa mai tari, el îi spune iară mai tari și mai tari și mai tari și mai tari și mai tari. Și bărbatul dintr-o dată se ridică așa cu putere de la pământ așa și îi trage două pălni. Și normal soția când a văzut că el i-a tras două pălni, n-a stat degeaba și a sărit pe el și a început să dea și el. Văzând bărbatul, vă rog să fiți foarte atenți. Văzând bărbatul că ceea ce se întâmplă, el a început să o bată și mai tare și a spus, tu ridici mâna la mine. Femeia sună pe mama, mamă, tata, hai după mine, că gata. S-au ajuns să divorțeze, nu știu, 3 sau 4 copii au avut, nu vreau să greșesc. Dar au ajuns la divorț. Din cauza care probleme? De la un simplu pahar. Tu știi că prin lucruri mici, diavolul face probleme mari? Prin lucruri mici, diavolul face dezbinări mari. Ne uităm la noi și de multe ori ne vedem slabi și fără putere. Tu știi și am spus eu să repet și în seara asta că puterea nu ți-o dă microfonul, puterea nu ți-o dă avonul, puterea nu ți-o dă scena, puterea ți-o dă Iisus Hristos, Domnul. Trăiască numele Domnului. Prietenul meu care ești în seara asta aici, aș vrea să spun ceva. Când nu mai vezi lucrarea lui Dumnezeu, când diavolul te-a orbit și nu mai vii la casa lui Dumnezeu, ba vii, ba nu vii, aș vrea să spun ceva în seara asta. Noi știm că diavolul dă târcoale și unde găsește un loc diavolul, el intră și face ravagii. De câtă vreme nu mai ai pace cu soția ta? De câtă vreme nu mai ai pace și liniște în casa ta? Și vii la biserică și cânti frumos, predici frumos și nu te știe nimeni trăirea ta de acasă. Nu știu cui vorbește Domnul în seara asta aici. Tu trebuie să înțelegi ca să primești tungere de la Dumnezeu. Paragobia se robe canadias. Haina ta trebuie să fie curată. Dacă acasă nu ai o relație bună cu familia, cum vrei să ai o relație bună cu biserica? Marea problemă, iertați-mă în seara asta. Mulți se dau dreptanțe, sunteți de acord cu mine? Se dau dreptanțe. Și-am întâlnit oameni și vin la final și mă iau în brațe și mă sărută și pacea Domnului, frate Alex. Și când merg acasă, primesc telefon de la altul și spun, mă, Alex, așa te-a vorbit fratele, păi cum, că seara m-a luat în brațe? Câți oameni din ăștia există la ora actuală, a? Ne luăm în brațe, ne sărutăm, ne dăm pupici, zâmbim unul în fața celuilalt. Și când ieșim afară, nu știm cum să ne lovim unii pe alții, nu știm cum să ne bărfim unii pe alții, nu uita! Dumnezeu rămâne același. Dumnezeu rămâne același. De câtă vreme ți-a pus diavolul banderolă pe ochi, femeie, bărbatule? De câtă vreme diavolul de târcoale în viața ta și te-a pus la pământ? A venit să spun ceva în seara asta. E seara salvării tale aici la Pusta Vale. E seara ridicării tale, poți să te ridici din toată inima. Să faci ce a făcut orbul Bartimeu. A mers după Iisus. În seara asta aș vrea ca toată Pusta Vale, cei din Sălaj, din satul mare, de pe unde ați venit, să meargă cu toți după Iisus. Cineva să spună amin din toată inima.
Multul ceteau să tacă, dar el mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și i-a zis: chemați-l. Te cheamă Iisus în seara asta. Poate ai spus: Doamne, atâtea greutăți am că nu știu ce să mai fac. Doamne, parcă anul acesta nimic nu mi-a mers bine, Doamne. Doamne, parcă nu știu ce-i cu mine, Doamne. Nu mai mă pot controla cu nimic, Doamne. Știi ce-ți spune Iisus în seara asta? Vino la mine, omule. Iisus a spus: aduceți-l, chemați-l. Chemați-l, să spune Iisus în seara asta: Alex, cheamă oameni la mine, că eu aștept cu brațele deschise. Alex, spune-le că în seara asta pentru ei există o șansă de iertare, Alex. Spune-le că în seara asta nu există om sau apă sau ce vreți voi să-i poată curăța decât sângele mielului Iisus Hristos, Domnul. Oriunde ai alergat cu viața ta, găsându-ți pacea, găsându-ți liniștea, găsându-ți curățirea, nu o găsești decât la Iisus Hristos, Domnul. Trăiască numele Domnului. Chemați-l, a zis Iisus. A venit orbul sau nu? A venit. L-au chemat și a venit. Citesc. Orbul și-a aruncat. Ce și-a aruncat? Ce și-a aruncat? A sărit și a venit. La cine? La președinte? La comitet? La Iisus Hristos, Domnul. Ascultă-mă bine seara asta ce spun. Când e vorba de Iisus, pune toate la o parte și spune: merg. Prea mulți, când e vorba de Iisus, au de lucru. Așa e, soră, de câte ori poate ai vrut să vii la biserică, poate chiar atunci ai venit să faci mâncare și nu s-a gătat ciorba și ai spus: bă, lasă că merg săptămâna viitoare. Chiar când ai vrut să vii la biserică, ți-a sunat cineva să mergi după el sau că s-a întâmplat ceva. Și diavolul, chiar în momentul acela, caută să te oprească. Și Iisus spune seara asta: auzi, fă-ți timp pentru rugăciune. Fă-ți timp să-ți stai de vorbă cu mine. Cineva să spună amin în seara asta. Fă-ți timp de rugăciune, biserică din Pustăvan. Tu știi că singura soluție ca să rămâi în picioare, știi ce este? Nu să primești funcția de pastor. Nu, nu, nu. Nu să primești darul cel mai frumos și vocea cea mai tare în Pustăvan. Nu. Ce om puternic să rămână în picioare, știi care este? Și ce-l poate ținea pe om? Mă ajută cineva? Mă ajută cineva? Numai postul și rugăciunea te poate ține în picioare. Fără post și rugăciune, ascultă-mă, te duci la vale. Și am întâlnit mulți pocăiți, mulți oameni care s-au dus la vale și nu mai au nicio treabă. Au etichete de pocăiți. Oriunde mergi și întrebi: ce-i cu tine, ce ești? Sunt penticostal. Auzi, în seara asta vreau să spun ceva. Dacă nu ești pocăit, nu-l fă de rușine pe Iisus. Mă auzi? Am primit un telefon și am început să vorbesc de Dumnezeu cu cineva. Și a spus: Alex, și la noi în cetate sunt pocăiți, dar uite că la noi pocăiții fac asta. Fiți foarte atenți. Fac asta, mint, fumează, beau, asta. Și a spus: ascultă-mă, ăia nu sunt pocăiți, ăia sunt botezați. A fi pocăit una și a fi botezat e cu tot altceva. În seara asta se pune întrebare în Pusta Vale: oare cât sunt botezați aici și cât sunt pocăiți? Dar o spun eu din toată inima seara asta. Poate sunt prea mulți botezați, dar prea puțin pocăiți. Și poate spui: de ce, Alex? Știi de ce? Pentru că așa mă îndeamnă Duhul Sfânt. Un om pocăit are timpul lui de rugăciune cu Dumnezeu. Un om pocăit ala iubește. Un om pocăit nu bârfește. Sunteți de acord? Haide, ajutați-l. Un om pocăit își păstrează haina curată. Cineva mă aude aici? Un om pocăit nu se compromite. Un om pocăit nu înșală. Cineva mă ajută aici în seara asta? Un om pocăit într-un cuvânt e corect. Nu mai te da dacă nu ești. Nu-l fă pe Dumnezeu de rușine. Am cumpărat o mașină într-o zi de la un pocăit, ghilimele. Și a spus: frate Alex, mașina merge tun. M-am dus sute de kilometri după mașină, cu nădejdea, cu credința că omul e pocăit, că așa suntem, avem credere în pocăiți, a?
Și când am venit acasă, am parcat mașina în curte pe beton. Dimineața când am pornit mașina și am tras-o din curte, am văzut o baltă de ulei. Și am zis, Doamne, ce e aici? Și sunt pe fratele, zic, frate, dar am o baltă de ulei aici. Păi nu știu, că la mine nu curse. Păi frate, eu am venit pe autobandă cu mașina, n-am venit pe gropi, am venit pe șosea. Și n-am dat nicăieri. Și a spus, frate, dar nu știu ce să fac. Și a spus, auzi, las-o așa, dar nu uita, m-ai trișat pe mine, vei pierde în altă parte. Mă sună omul ăsta după 3 săptămâni, își iau un jeep puternic, e foarte tens, Dumnezeu e corect, își iau un jeep extraordinar. Și mă sună, mai nu plângând la telefon, și spune, Alex, mi s-a stricat motorul la mașină. Și a spus, vezi, Dumnezeu e corect. Cum vei face? Așa? Ce se va face? În seara asta, ascultă-mă ce spun. Oare cine face lucrurile acestea nu i-a orbit diavolul și ei nu mai văd ce fac? Face multe lucruri și diavolul ne-a orbit și nu mai vedem nimic. În seara asta, aici în Pusta Vale, vrem să vedem slava lui Dumnezeu. Vrem să vedem împărăția lui Dumnezeu. Vrem să vedem pe Iisus la lucru. Vrem să vedem lumina lumii. Și acesta este Iisus, împăratul nostru. Cineva să spună amin din toată inima. Cineva să spună amin din toată inima. Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Te întreabă Domnul în seara asta, biserică din Pusta Vale, ce vrei să-ți fac? Poate mulți au spune, Doamne, dă-mi și mie voce mai bună ca lui Dinescu sau ca lui Biji. Doamne, dă-mi și mie mai altul dar decât al lui pastor nu știu care, cel mai puternic, așa care. Dă-mi, Doamne, și mie asta. Mă, e bine că cer darul ăsta, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar poate unul cere, Doamne, dăm sănătate, e bine să cer și sănătate. Dar aș vrea în seara asta să cerem toți un lucru de la Dumnezeu. Vreți cu toți să cerem ceva de la Dumnezeu? Amin. Nu casă, nu mașină, nu sănătate, nu voci tari, nu știu ce altceva. Ce să cere multă înțelepciune, vrea cineva? Să cere multă smerenie, vrea cineva? Aleluia! Să cere multă putere, vrea cineva? Să cere multă putere să stăm în post, vrea cineva? Să cere multă putere să iertăm, vrea cineva? Să cere putere să ne dezbrăcăm de noi, să mergem după Iisus, vrea cineva în seara asta? Să cere putere să ne punem viețile rânduială, vrea cineva? Păi ascultă-mă ce spun. Ca să primești ungere, degeaba stai cu soțul, cu soția dacă trăiești în păcat. Nu primești ungere. Că nu te împaci cu fratele Manea, n-aștepta ungere. Că mulți oameni astăzi caută ungere de la oameni. Poți să aducă fratele Mihai, ai 10 litri de ulei de la Baia Mare, să vă facă ungere. Fratele își face datoria. Dar aș vrea să spun ceva. Când dominează păcatul noi, ungerea lui Dumnezeu nu este acolo. Și-au pierdut oamenii ungerea, și-au pierdut puterea din pricina păcatului. Păcatul i-au distrus, banii i-au distrus, ura i-a distrus, dușmânia i-a distrus, lăcomia i-a distrus pe toți. Am întâlnit oameni care spuneau, proroceam cândva, cântam cândva, predicam cândva, aveam ungere cândva, mă rugam cândva. Și nu mă rugam un minut. Când mă rugam după 10 minute, mă sculam de acolo și primeam rezultatul. De câți ani te rogi și nu mai primești nimic? S-aude? De câți ani te rogi și nu mai este nimic? De câți ani aștepți vindecare și nu mai se întâmplă nimic? Doamne, dar de ce nu mă vindeți, Doamne? Că să zicem pe țiganii, Doamne, dacă cântăm o cântare sau ducem o predică, să o facem și noi o dărnicie, avem pretenții mari, avem pretenții la vindecare, să fim scutiți de boală, să fim scutiți de una și de alta. Nu uita, ne încercați în cer, nu vom ajunge niciodată. Credința nu se dovedește la microfoane și pe scenă și pe lavoane, nu. Credința o dovedim în cuptor, prin vale, prin necazuri, prin cancer, prin diabet, prin fel și fel de boli. Dovedești credința. Chiar dacă seara asta Dumnezeu nu te vindecă, chiar dacă Domnul nu-ți dă vindecare seara asta, mai bine cu un cancer aici, mai bine cu un diabet aici, mai bine fără picioare aici, mai bine cu probleme aici, dar fericiți în cer o veșnicie. Mai bine aici săraci, dar acolo bogați, cine vrea să spună amin? Mai bine aici puțin și mult acolo. Ne dorim ambarele pline aici. N-ai vrea în seara asta ca în cer să ai o comoră?
Iisus l-a întrebat, ce vrei să-ți fac pe orb? Te întreabă Domnul seara asta, ce vrei să-ți fac, frate? Spune în inima ta, Doamne, Tu știi de ce am nevoie. În seara asta aș vrea să-mi dai putere să te laud cu inima. Că poate mulți, Doamne, Te-am lăudat numai cu vocea. Dar, Doamne, nu e cel mai important să avem cea mai bună voce sau cea mai bună predică. E cel mai important că atunci când cântăm, să cântăm din inimă. Atunci când stăm la dispoziția Ta, Doamne, să stăm din toată inima. Atunci când dăruim, să dăruim din inimă. Atunci când facem o faptă bună, să facem din inimă, Doamne. Atunci când ne rugăm pentru cineva, să ne rugăm din inimă, Doamne. Atunci când mergem la biserică, să mergem din inimă, Doamne. Că dacă mergem de formă, dacă mergem degeaba. Pentru ce ai venit în seara asta aici? Multe căi se pare bune, omul, zice Biblia. Dar una duce la viață. Fratele meu! La noi țiganii știi cum e vorba. Hai mă, merge și asta, merge. Și ne-am obișnuit să venim la biserică ca la o mașină de spălat. Să spunem, Doamne, mai spală, mai spală, mai spală. Dumnezeu nu e mașină de spălat rufe. Sângele Lui curăță și astăzi. Dar aș vrea să spun ceva. Cu o condiție, dacă e sincer cu El. La ora actuală, mulți nu mai sunt sinceri nici cu soțiile lor, nici cu soților. Am întâlnit oameni care nu mai veghează. Soția doarme la parter, sau la etaj, fratele doarme la parter, unul doarme într-o cameră, altul doarme în alta. Asta înseamnă familie? M-auzi bine seara asta? O, omule, dacă ai înțelege că pe flori cerul nu să-l vezi niciodată, tu trebuie ca să vezi bine lucrarea Domnului. Spune-i Domnului seara asta, Doamne, peste ochii mei varsă sângele Tău cel sfânt. Peste ființa mea varsă sângele Tău cel sfânt. Peste mâinile noastre varsă sângele Tău cel sfânt. Cineva să spună amin în seara asta. Auzi, ce seamănă omul, aceea va se cera. Repet, ce seamănă omul, aceea va se cera. Că te-ai botezat de 20 de ani, degeaba, fără faptă și credință. Cerul egal cu zero. Prin faptă și credință dovedim că suntem copiii lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine? Biserică din Pusta Vale, sunteți de acord cu mine? Dacă cumva în seara asta ești pe o cale greșită, te invit pe calea lui Dumnezeu. Dacă în seara asta ești slăbit în putere, Iisus l-a întrebat pe orb ce vrei să-ți fac. Ce i-a spus? Citesc, da? Rabunii, a răspuns orbul, sunt capăt vedere. Nu să-mi schimb mașina, nu să-mi schimb casa, nu, ce să-mi capăt vedere, Doamne. Ce vrei să capeți în seara asta? Paradobias, seganabrodias. De câtă vreme te-a pus diavolul smocilă păcatului? Dar eu știu o mină care stă întinsă în seara asta la cort în Pusta Vale. E mina care a fost perforată la Golgota. E mina lui Iisus Hristos, Domnul. Aleluia. Care poate să o întingă să te ridice în seara asta. Rabuni, vreau să încapăt vederea. Amin. Și-a căpătat vederea sau nu? Biserica din Pusta Vale și-a căpătat vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta, nu ungerea pastorilor, nu rugăciunea lui Alex, repet, nu ungerea pastorilor și nu rugăciunea lui Alex, nu, credința ta te-a mântuit. Fără credință, biserică, poți să cânti Alex 30 de ani și să predici 40 de ani. În seara asta, cine are nevoie de credință să rostească amin din toate ei? Cine are nevoie de credință să rostească amin din toate ei? Cine are nevoie de credință să rostească amin? Îndată omul și-a căpătat vederea și-a mers pe drum după Iisus. Vreau să spun ceva. Și ăsta e mare adevăr. De câte ori te-ai rugat și ai spus, Doamne, scoate-mă din probleme, din lanțuri, din necazuri, accidente. Nu știu ce probleme ai avut. De mulți Dumnezeu i-a scăpat. Și marea durere că mulți i-a întors spatele Domnului. Promitem că suntem în cuptor, în necazuri.
atâtea decizii și promisiuni luăm, că și noi mai le uităm. Dar vreau să spun ceva, din toate promisiunile, din toate juruințele, oare cât ne ținem noi de ele? Auzi? Omul a necaz, promite marea cu sare. Dar vreau să spun ceva, au fost 10 leproși. După ce i-a vindecat, câți au mers după el? Unul. În seara asta, dacă Dumnezeu te va vindeca, vino după el. Amin. Dar aș vrea să spun ceva, poate ai nu știu ce boală în corpul tău. Cea mai mare boală este boala păcatului. Du-te la farmacie. Mâine la dimineață du-te la Șimileu. Și vine la farmacie, spune, Doamne sau Domnule, cine fă-i cum, spune, dă-mi un medicament pentru păcat. Nu există. Medicament pentru durere cap există, de rinichi există, de inimă există, dar pentru păcat, doar la Iisus Hristos Domnul. Găsești medicamentul în seara asta, Iisus te poate ierta. În seara asta te invit la o viață nouă cu Iisus Hristos Domnul. Am decis să fac pancarda asta, cortul întâlnirii, o viață nouă cu Iisus. Nu știu, în seara asta te-ai botezat, ai rămas același om, cu aceeași vorbire, cu același comportament, cu aceeași trăire, cu aceeași minciună, cu aceeași bârfă. Dar în seara asta aș vrea să spun, schimbă-ți viața ca Dumnezeu să poată lucra în viața ta. Schimbă-ți viața, renunță la mândrie, renunță la orgoliu, renunță la tot ceea ce diavolul vezi că te-a legat și în seara asta spune, Doamne, fac ce a făcut orbul, Doamne, merg după Tine. Dacă Iisus în seara asta se va tinge de Tine, spune, vreau să mă duc după Tine, Iisus. Ne ridicăm în picioare. Sunteți aici? Câți nu sunt pocăiți să ridice mână, dar cu curaj, da? Fără rușine. 1, 2, 3, 4. Nu văd toate mâinile prin cort, dar le vede cineva. Prietenul cel mai bun. Ajută-mă, David, o strofă. Am un prieten sus în cerul. Nu-i cam asta, David. Ce nu poate grija mea. Mă ajutați? Zi de zi mă ocrotește. Toată biserica încă o dată. Am un prieten. Sus în cerul. Ești aici. Nu mă uită! Și încă o dată, am un prieten! Cum poartă Iisus grija noastră, nu poate purta nimeni! Cine ți-a purtat grijă? În seara asta, orbul, după ce a fost vindecat, a început să meargă după Iisus. Dar când a mers după Iisus, el a dat haina jos. A dat haina aceea păcatului și a început să meargă după Iisus. Pentru că știu că Iisus îi va da o haină nouă. Crezi că în seara asta Iisus îți poate da o haină nouă? Cineva să spună amin. Crezi că Iisus poate să-ți dea o haină nouă în seara asta? Cine are nevoie de o haină nouă în seara asta să vină la Iisus Hristos, Domnul? Știți când tare haine albe ne vei îmbrăca? Când vom fi Iisus la nunta ta. Omule, înțelege bine în seara asta. Ai toată posibilitatea să vii la Iisus. Te chem în seara asta oricine ești să vii la o viață nouă cu Iisus. Vrea cineva să pocăiască în seara asta? E cineva aici care are nevoie de pocăință, să facă un semn cu mâna. Cine are nevoie să pocăiască, să facă un semn cu mâna, să vină aici repede. Noi nu vă vedem pe toți. Cine vrea să se întoarcă la Domnul, vreau să-L invit aici în seara asta. Cu curaj. Spunea Iisus, îndrăzneți. Eu am biruit. Ca să ai biruit în seara asta, trebuie să vii la Cel ce dă biruință. Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Te poate vindeca.
poate ești ori spiritual, nu vezi, poate ești ori spiritual, n-auzi, în seara asta, cel ce poate să deschidă inima ta, ochii tăi, urechile tale, este Iisus Hristos Domnul. Aș vrea ca să cântăm o cântare, o cântare așa de chemare, cântăm așa ușor. Toți intrăm într-o rugăciune și dacă simte cineva în seara asta că are nevoie de Domnul, îl invit pe Lucian aici, pe Lucian de la Chieș, să cânte și el o cântare, să mă ajute la chemare. Cineva în seara asta să cânte din toată inima, să spune: Doamne, știu că ești aici. Și vrea să cânte Lucian cântarea aceea: O vino azi, o vino azi, încă mai este loc la cruce și pentru tine, dragul meu, și pentru tine, draga mea. Poate stai undeva la răscruci de drum, poate stai la un drum și aștepți ca să treacă Iisus. Orbul acesta, când a auzit că trece Iisus, n-a tăcut, ci a început să strige, chiar dacă oamenii au început să spună: mă, taci, mă, tu crezi că Iisus bagă un om din ăsta nespălat în seamă, un om orb, un om cerșetor, tu crezi că Iisus are treabă cu tine? Iisus e ocupat cu alții și cu alții și cu alții. Nu, Iisus coboară la cei nevoiași în seara asta. Iisus se oprește și la cei mai sărași, și la cei mai păcătoși. Poate unii oameni nu se opresc numai la cei mai curani. Nu uita, Iisus nu-i la fel. Iisus se oprește la fiecare, glorie Lui. Unde găsește Iisus credință, Dumnezeu e acela care face semne și minuni. Te chem în seara asta. Strigă: Iisuse, ai milă de mine. Dacă ești cu soțul, dacă ești cu soția ta, ia-l de mână, ia-l de mână și te invit la o viață nouă cu Iisus. Cu toți închidem ochii și ne rugăm, facem o rugăciune, chiar dacă o facem de oră. Intrăm în rugăciune, cu toți ne rugăm. Și cine are nevoie de Domnul, poate a fost botezat, ai fost predat cândva și n-ai vecheat, ai căzut și în seara asta vrei să te reîntorci înapoi, să iei decizii, să iei promisiuni. Te invit din toată inima să ne faci un semn cu mâna, să vii la Iisus. Cel ce-ți dă șansa este Iisus Hristos Domnul. Poate spui: mă, Alex, mi-e rușine să mă duc. Ce spun oamenii dacă mă pocăiesc? Auzi, e important ce vorbește Iisus despre tine, că ce vorbesc oamenii, problema lor, e cel mai important ce spune Împăratul despre noi. Toată biserica, intrăm în rugăciune, ne rugăm. Și cei de sub cort, din afara cortului, cine vrea să vină la Iisus, vă așteptăm. Paragobiați! Deschide un pic microfonul la Lucian, reclează că e închis microfonul, te rog. Dacă vrea cineva să vină la Iisus, dacă vrea cineva în seara asta să vină din toată inima, poate spui: mă, mi-e rușine, fii curajos, fii primul în seara asta. Poate oriunde ești, în afara cortului, în stânga, în dreapta, în mijlocul cortului, în față, îndrăznește în seara asta. Arată că tu poți totul în Iisus, arată că tu poți totul în Iisus, care te întărește, care te ridică. Iisus este salvarea ta. Iisus este salvarea noastră. Iisus este salvarea tuturor din pustă vală. Iisus te poate salva în seara asta. Te așteptăm, te invităm. Chiar dacă ești căzut, chiar dacă ești căzută, vino în seara asta cu curaj. Iisus te așteaptă. 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 Poate spui: Doamne, mi-e rușine. Dacă aș face o chemare pentru bolnav, poate ar fi plin aici. Dar aș vrea să chem în seara asta pe cei nepocăiți, pe cei care sunt căzuți în seara asta, că nu ți-ar folosi la nimic să fii vindecat total, trupește, și sufletul tău să fie bolnav în seara asta. Mă rog ca Dumnezeu aici în pustă vale să vindece sufletele. Cineva să spună amin. Mă rog ca în seara asta Dumnezeu să vindece sufletele, că numai El poate. Aleluia. Intrăm în rugăciune, ne rugăm. Se dă o luptă mare aici, se dă o bătălie mare. Știm din partea lui Dumnezeu, se dă o luptă foarte mare. Oamenii sunt împietriți, dar cred în seara asta că Dumnezeu poate să facă semne și minuni. Cred în seara asta că Dumnezeu poate să dezlege inimi, că Dumnezeu poate să despietrească inimi, pentru că e Dumnezeu. Chiar dacă ești căzut, ești legat de lanțuri. Pavel cu Sila era în temniță, dar când au început să cânte, în momentul cântării, lanțurile butucii s-au spart. De ce? Pentru că Dumnezeu a fost acolo și în seara asta Dumnezeu e aici. Paradio, Canabia, Cebrodias, cu toți intrăm în rugăciune. Ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm din toată inima. Ne rugăm, frații, cântă. Începem și ne rugăm, ne rugăm din toată inima. O, Doamne, ne chinăm, ne
chinăm ție, Doamne. Ne chinăm ție, Doamne. Ne chinăm ție, Doamne. Sângele Tău are putere de a curăța în seara asta. Sângele Tău are putere de a deslega. Sângele Tău are putere de a salva în seara asta. Sângele Tău are putere, Doamne, de a curăța orice suflet, orice viață. Doamne, dacă n-am curat să vină în față, te rog, dă-le o dune îndrăzneală în seara asta, Doamne. Te rog, Doamne, să rupi orice lanț. Parabio Canadios, vedem cu femeia îndrăznită vine. Care e a doua în seara asta? Aleluia, a doua îndrăznită. Care e a treia în seara asta? Știu că sunt aici. Reda Bobe Canadios, Paragadobios. Nu-i nimeni ca Iisus. Nu-i nimeni ca împăratul. Să te iubească, să te curățe, să te salveze, te invit de grabă. Vino așa cum ești, păcătos, păcătoasă. Oriunde ești, ridică mâna și ai. Hai la Iisus. Doar tu meriți să fii lăudat. Vă așteptăm din toată inima, aici mai sunt persoane. Mai sunt persoane aici și în afara cortului. Dumnezeu vă așteaptă în seara asta cu brațele deschise. Nu pleca fără Dumnezeu acasă. S-ar putea să pleci fără Dumnezeu. S-ar putea să dai de necazuri, de probleme. Paradobia Canadias. Te ridică mâinile. Doar tu, Iisus. Doar tu meri să fii lăudat. Nimeni altul, Doamne. Numai tu, Iisuse. Vine în față, te așteptăm în seara asta. Iisus te salvează. Iisus te salvează. Iisus te eliberează. Iisus te salvează în seara asta. E salvarea ta aici. Ne ridicăm mâinile. Mâinile. Mă închin în fața ta. Doar tu meriți să fii lăudat. Nimeni, Doamne, nimeni, numai tu. Nimeni, nu. Aleluia. Mă închin așa de mult ca să moară pentru vina mea. O pus fratele Mihai o întrebare în seara asta și o spus așa: cine-l iubește pe Domnul? Și-au fost multe mâini ridicate aici. Acum dă dovadă că-L iubești pe Dumnezeu și vină la El. Ridicăm mâinile că-L iubim. Ne pronunțăm că-L iubim. Voi știți că iubirea trebuie dovedită? Așa e, Doamne? Iubirea trebuie dovedită în seara asta. Simt că mai sunt persoane aici, pentru asta nu vreau să mă opresc. Nu vreau să mă opresc. Aici mai sunt persoane care sunt căzuți de la pocăință. Au curat să ridice mâna cei ce sunt căzuți de la pocăință? Au curat să ridice mâna sus? Cine e căzut de la pocăință are curat să ridice mâna? Haide, cine e căzut, faceți un semn cu mâna. Cu curaj. E greu. Ne rușine. Ne rușinăm. Ne rușinăm de Domn. Așteptăm cerul fără să facem nimic. Vrem cerul. Fără să ne pocăim, ha? Zarobe Canadia, zibrode Canadia. O, omule, dacă ai înțelege în seara asta că cortul ăsta nu s-a făcut pentru concurență, poate unii cred că frații se dau la concurență, nu! S-a făcut cortul ăsta pentru că așa hotărât Duhul lui Dumnezeu. Aleluia! De ce? Doamne, cu mine de mult aș fi pierit. Știi de ce? Că Dumnezeu vrea să te salveze în seara asta. Paradobia Canadias. Mai ne rugăm încă o dată. Cu toți intrăm în rugăciune. Și cine are nevoie de Iisus Hristos, să-L așteptăm aici. Cu curaj. Aleluia. Tu ai venit la mine. Paradobia Canadias. Îți mulțumesc. Îți mulțumim că ai venit în seara asta, Iisus. Vreau cu tine sus în ceruri să trăiesc. Dacă mai există cineva aici, nu mai e nimeni care vrea să vină la Domnul. Când eram în disperare. Nimeni, nimeni. Paradio, paragadias. Aici mai sunt, zice Domnul. Lucrarea nu s-a încheiat aici. Mai sunt încă, dar sunt legați.
viața, ragă-te o viață, dar rămâne puternică, care e mâna împăratului, ea te poate deslega și era. Dar o viață, aproape că n-a de-as. L-a întrebat pe orb, ce vrei să-ți fac, băi orbule? Să-i capăt vederea. Te întreabă, Domnul, ce vrei să-ți fac, păcătosule? Să-i capăt iertarea și salvarea, Iisus. Că numai Tu mă poți salva, Doamne. Mă nabroga ta de asta, robe canadeas. Cred că dacă știi că mor la noapte, cred că te-ai pocăit seara asta în sac și cenușă. Dacă știi că la dimineață pleci din viață, ai venit în față. Suferință, Doamne Sfinte, cât crezi că mai bate Domnul la ușa inimii tale? Cât crezi că mai stă Domnul? Ai venit la mine, Doamne, zarobia ta, brode, că și mai mă gândeam. Mai există cine mai aici? Domnule, să vină în față, să nu se plecă. Chiar că ești cu țigări în buzunar, te invit cu el aici. Chiar te rog să vin cu el aici. În seara asta, cel ce eliberează de țigară e Iisus Hristos, Regea Regilor. Ce eliberează de alcool este Iisus. Vine în față, oricum ești, Iisus te primește și te așteaptă. Paradobia că n-am eu de sălăgat de azi. O, Biblia spune, când se întoarce un păcătos, e bucurie în cer. În seara asta în cer e bucurie, pusta vale e bucurie. Paradabro, canadia, sarabia, canadia. Aleluia! Sunt 6 persoane aici, mai e cineva? Mai e cineva? Mai e cineva care are nevoie de mântuire, de Mântuitorul? Dacă spun o întrebare aici, mai ușor. Dacă spune întrebare aici, mai ușor a spus. Dacă spune întrebare aici, câți vor să ajungă în rai, să ridice mâna sus, repede. Zanobe canadia se brodias. Dacă ați înțelege voi că raiul nu merge pe mâini ridicate. Raiul nu merge pe mâini ridicate. Ca să ajungi în rai, să ajungi în rai, trebuie să vii la Iisus Hristos, Domnul. Să dai o mână cu Iisus în seara asta. Să-ți dai mâna ta în mâna Lui. El te poate salva. Mai cântăm un refren, un verset, două din cântarea asta. Cântă toată biserica, dă drumul la box. Pavel și Sila când au cântat, știi ce s-a întâmplat. Vreau să întâmple seara asta în Pusta Vale aici. Vreau să se întâmple în Pusta Vale aici. Dar vă spun ce m-a descoperit Duhul Sfânt, mulți mai sunt legați aici. Numele Tău proclamăm. În numele Lui viață. Proclamăm viață în seara asta. Numele Tău se ridică o armată. Cine mai vrea să vină la Iisus să facă o secumentă? Oase foarte îți ridic. Un popor! Un popor să te slujească. Paradobias! Din Duhul Tău. Ce se întâmplă? Orice viață. Aleluia! Și voi! Numele Tău proclamă. Ce? Duh de viață. Proclamăm Duh de viață peste Pusta Vale. Numele Tău se ridică o armată. Ridicăm în numele Lui Iisus în seara asta. Noastre moarte îți ridic. Un popor! Un popor să te slujească. Acolo unde-i Duhul Tău. Curge! Curge viață. Mă rog în seara asta să curgă viața aici. Să curgă viața în seara asta aici. Mai există cineva care are nevoie de Domnul? Care nu-i pocăie și nu-i predea ce vrea să predea. L-așteptam în față în seara asta. O așteptăm în față în seara asta. Nu-ți împietri inima. Lasă-L pe Duhul Sfânt la lucru. Ducele Sfânt de sus să vestesc eliberarea. Paradobiați! Celor ce se lățul cu toții, toată inima! Proclamăm Duh de viață în seara asta. Numele Tău se ridică o armată. Ne ridicăm în numele Lui Iisus. Vase. Chiar dacă diavolul râgnește, noi ne ridicăm în numele Lui Iisus. Popor să te slujească. Acolo mai există cineva? Curge. Curge viață. În numele Tău proclamăm. Duh de viață.
viață, viață în numele Lui, viață în numele Lui. Numele Tău se ridică o armată. Nu mai e nimeni aici? Mai sunt, da? Dumnezeu vă așteaptă. Dumnezeu vă cheamă. Dumnezeu vă așteaptă. Colo de tultă curge viață. Amin. Curge viață. Unde Duhul Tău curge viață. Văd aceste persoane aici. Cum vrei să-L simți pe Domnul când tu vorbești cu ce faci, frate, cum ești? Vii pe la mine, perc pe la tine. O, marea durere. Mulți sunt aici, dar mulți nu l-au simțit în seara asta. Mulți sunt aici, mulți nu l-au simțit în seara asta. Ne mișcă rinurile la cântare, ne mișcă piciorul, ne mișcă mâinile. Marea problemă, că nu lăsăm ca cuvântul să ne miște inimile. Poți mișca picioarele și mâinile, dacă inima ta nu e mișcată, e problemă mare. Cum te cheamă? Izabela. Izabela, botezată, predată? Acum te predai? Da. Câți ani? 19. 19 ani de zile. Părinții tăi sunt pocăiți? Mama. Și tata? E aici? Nu. Mama e aici? Nu. Ești mama. Cred că o să le faci o surpriză în seara asta. Vedeți? Oameni care nu trebuie să-i forțeze cineva, ci aduce mâna lui Dumnezeu. Ce vreți în seara asta? Să tragă cineva de voi? Nu, nu, nu. Veniți de dragul lui Dumnezeu în seara asta. Trăiască numele Domnului. Și vreau să te întreb în seara asta, înaintea Domnului, înaintea fraților, până când te-ai hotărât să-L urmezi pe Domnul? Veșnicie. Ați auzit? Doamne, dă-i putere surorii noastre, țină-o mâinea ta, cineva să spună amin. Amin. Și încă o dată amin. Amin. Cum vă cheam? Silvie. Ce s-a întâmplat? Te-ai botezat? Da, frate. Ce s-a întâmplat cu voi? Mi-a murit o fată. Așa? De atunci m-am supărat foarte rău. Am mai fost la biserică. Și de atunci m-am îmbolnăvit foarte rău. Și acum vreți să ne rugăm pentru voi în seara asta. Dumnezeu să te întărească, să mânghe inima ta și Dumnezeu să-ți dea putere cât mai vei trăi pe acest pământ, să rămâi cu Dumnezeu. Cineva să spună amin. Amin. Cum te cheamă? Cristi. Cristi, câți ani ai? 19. Ești predat? Da. Acum? 19 ani. Părinții tăi sunt botezați, predați, Cristi? Da, sunt. Sunt aici părinții tăi? Părinții lui Cristi sunt aici? Dumnezeu să-i binecuvânteze. Cred că părinții s-au rugat pentru Cristi și cred că e o bucurie în seara asta. Cristi, te-a forțat tata și mama? Nu. S-a hotărât din toată inima în seara asta să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta? Da. Și până când, Cristi? Până la moarte. Dă-i putere la Cristi, Doamne! Ține-L în mâinile tale! Bă, oameni buni, vă obi foame! Păi numai aici am auzit amin. Dumnezeu să îi ție în mâinile Lui. Amin. Așa. Cum te cheamă? David. Măi David, ce ești pocăit? Nici predat? Predat. Ai mai fost? Da. De mult? Anul trecut. Și n-ai rămas? Nu. Câți ani ai, David? 17. Și-ai hotărât în seara asta, David, din toată inima. Nu pentru o lună, nu pentru două, nu pentru un an. Pentru tot restul vieții tale, să-L urmezi, să rămâi cu Domnul? Da. Doamne, dă-i biruință la David! Amin! Cum te cheamă? Mirel. Câți ani ai? 17. Botezat, predat? Nu. Acum te predai? Da. Felicită. Părinții tăi, pocăiți? Nu. Niciunul? Sunt aici? Da. Ce mare har, ce mare lucru! Să vină copilul la pocăință și părinții să nu fie pocăiți. Voi nu vedeți mâna Domnului aici în seara asta? Am întâlnit pastori care își forțează copiii. Pe tu te-mă că mă vede în cetate că sunt pastor, mă, și tu nu ești pocăit? Și îi forțează, forțată îi bagă în apă. Forțată îi aduce pe cale. Și cu forța nu rămân. Să duc la vale. Păi despre la ce să fac, Alex? Singura soluție
Este postul și rugăciunea care poate să schimbe viața omului. Cu ceartea nu faci nimic. Poți să-l cerți, să-l bați, că nu rezolvi, faci mai rău. Te întreb înaintea cerului, înaintea bisericii, până când te-ai trebuit să urmezi pe Domnul? Până la moarte. Doamne, ține-le mâinile tale. Amin. Cineva să spună amin. Amin. Mai puteți spune amin în seara asta? Amin. Mai îndrăznesc să mai întreb încă o dată. Mai e cineva care are nevoie de Domnul, de mântuire, de viață veșnică, să se pocăiască, să schimbe viața lui? Poate ai fost botezat, dar blestem mai rău ca unul din lume, te comporți mai rău ca unul din lume, să nu crezi că ești pe cale, ești pe lângă cale. Nu vrei în seara asta să te întorci înapoi la Domnul? Să iei decizii noi în seara asta, să te împaci cu Dumnezeu. S-ar putea să mergi acasă, să fii prea târziu să mai te pocăiești. A fost în Anglia la evanghelizare și cu asta închei. Aleluia! Dați drumul la organa aia, dormiți? Ce faceți, fraților? A fost în Anglia la evanghelizare, s-au pocăit niște tineri. Și un tiner filma, n-o să lui niciodată filma cu telefonul. Îi curgea lacrimi și roaie. Transpira. Și n-am știut ce e cel care-i pocăit. Să cânte sora Morghi un verset într-o doină. Și n-am știut că nu-i pocăit. Și după două săptămâni insistă și mă sună și n-am știut ce se întâmplă. Și când m-a sunat din pat, era în pat întins. Și plângea cu lacrimile, curgeau suroaia. Și a spus, ce s-a întâmplat, prietenul meu? Și a spus, Alex, dacă ai ști tu cât de rău îmi pare că în seara aia nu m-am predat. Astăzi sunt atât de bolnav, Alex, că nu mai pot să fac nimic. Și a spus, auzi, chiar că ești acolo pe pat, poți să iei decizii în seara asta și să spui Domnului că te împaci cu El. La fel îți spun și ție, n-aștepta un cancer, n-aștepta un diabet, n-aștepta să fie opus pe un pat, să umbli pe la Zalău, să umbli pe la Cluj, să umbli pe la Oradea, să umbli pe la Timișoara, nu știu pe ce județ să mai mergi cu boala ta, ce-ți vrea în seara asta să vii cu viața ta la Iisus Hristos, Domnul! Cortul ăsta nu s-a făcut doar așa să ne predicăm tot la pocăiți, s-a făcut ca să vină oameni la mântuire. Iisus te așteaptă. Bă, că ori mai venit doi. Cum te cheamă? Gusti. Botezat, predat? Niciodată. Și acum vrei să te predai? Vreau să mă urmez pe Domnul. Am fost foarte sfânt. Vreau să mă urmez și eu pe Domnul. Tu ești tot ce mi-a rămas. Paradobias, agrobias, velias. E Doamna aici în seara asta! E Doamna aici în seara asta! Mai există cineva care are nevoie de Iisus? Nu te da bătut, Domnule! Nu te du acasă cum ai venit vină la Iisus în seara asta! Aleluia! Vedeți ce face Domnul, cum îi aduce? Și mai este! Încă doi, mai a scos Domnul doi în seara asta. Și mai poate să mai scoată încă doi. Și încă doi, și încă doi, că Dumnezeu. Domnul meu. Mai există cineva în seara asta aici care vrea să vină? Doamne, Tu cunoști viața. Mai aduce Dumnezeu și încă doi. Paradobia, cadabiați. Aleluia! Mă suntem în slăbiciu. Băieții cu tricou roșu, vă rog din toată inima, haideți un pic aici la organizație, că nu mai știm ce ești. Haideți un pic aici să depărtați care nu sunt predați, să știm cine s-a predat și cine nu. Sebi, Flore, Gabi, haideți în coace. Mai există cineva în seara asta? Vă rugăm să faceți o pică sau cine nu-ți predați, să-i dați la o parte. Să știm cine să predăm seara asta, faceți un cerc. Aleluia! Mai există cineva în seara asta? Cânte, soră, că aici mai asta. Numai cum așa a început Dumnezeu lucrarea lui. Paradobia, Canadias! Și puterea Domnului aici în seara asta. Zarabi, Canadias! Vrei să vii? Vino din toată inima! Că mântuirea e aici, Mântuitorul e aici și dă mântuirea fără plată și fără bani. Paradobia,
via canabio se brodios. Ce mare Dumnezeu avem. Ce mare Dumnezeu avem că Dumnezeu rupe lanțurile seara asta. Sabia canabios. Mai este cineva aici? Știu că mai este. Știu că mai este. Știu că mai este aici. Și vreau să vă spun, nu mergeți acasă fără El. Du-te cu Iisus acasă seara asta. Că ce dulce și plăcut e viața petrecută cu Iisus Hristos, Domnul. Mai există cineva seara asta aici? Iisus, Domnul, te așteaptă. Iisus, Domnul, te așteaptă. Iisus, Domnul, te așteaptă. Pune semn cu mâna și hai. Pune semn cu mâna și hai. Iisus e aici. Paradobia Canarias. Vă rog, închideți-o cu o hal la microfonul ăsta, Florin. Eram căzut în drum, plângând. Rășmașul m-a lovit cu plin. Durerea mea e strigă. Aleluia! Aleluia! Face Dumnezeu miracole în pustă vale seara asta. Face Dumnezeu miracole și minuni. Paradobia Canadias. Mai există cineva aici? Eram căzut într-o... De câtă vreme i-aș căzut undeva? Și mâna lui Dumnezeu stă întinsă la cort în seara asta. Mâna lui Dumnezeu stă întinsă în seara asta. Și stă cu brațele deschise și te așteaptă. Mai există cineva? Paradobia Canabias. Vino omule care ești aici. Vino omule care ești aici. Nu mai stă. Samaritianul e aici. Samaritianul te salvează în seara asta. În tineța stă. Și întinde mâna peste viața, dar peste sufletul tău. Iisus Hristos, Domnul. Mai există cineva? Haideți să așteptăm cu curaj. Cineva aici, în partea dreaptă, aici cineva. Sau în spate, acolo în spate. Mai există cineva? Vedem o mulțime de oameni aici în seara asta. Mai este loc încă. Samaritianul e aici. Samaritianul e aici. Doamne, întinde-ți mâna peste pusta valea! Întinde-ți mâna peste tot ce se la Iisus găsești balsamă! Iisus găsești balsamă în seara asta! Dacă știi cât are, o vino azi! O vino azi! Sau hai la el, ce scade mai bine! Paradobia Canadias! O vino azi! Știu că mai este! Știu că mai este! Știu că mai este în seara asta! Ragovia Sarobias! Încă mai este... Vino cu curaj în seara asta! Mai este loc! Cât dăm ultimul refren și ne oprim! Ai posibilitatea să vii! Ai să posibilitatea să vii în seara asta! Chiar dacă diavolul a spus, du-te tu! Iisus îți spune, vino! Că pentru tine există loc de iertare. Doar la Iisus. Toată biserica, o vino azi, ultimul refren. Te cheamă. Te cheamă azi o voce dulce. Vocea lui te strigă. Încă mai este loc. Încă mai este loc, nu, nu. Mai există loc pentru casa ta, pentru familia ta. Doar să vii în seara asta. Doar să vii în seara asta. Aleluia. Aleluia. Amen. Ce mare har. Știți voi că fără luptă nu-i cu nună? Aleluia. Un pic voce la microfon, vă rog. Știți voi că dacă nu lupți, nu iese nimic. Mai au venit. Aleluia. Pentru un suflet Dumnezeu ce face? Dă popoare. Dă popoare.
Gloria ție, Doamne. Mai există cineva? Aleluia. Mai există cineva? Mai există. Cum te cheamă? Ajută-mă cu orga, David. Cum te cheamă? Dănuț. Cât ani ai, Dănuț? 21. Acum ai hotărât să te predai? Da. Dănuț, și până când te-ai hotărât să te dedici Domnului? Toată viața. Doamne, ai în vedere viața lui Dănuț. Cum te cheamă? Gusti. Am înțeles, voi sunteți frați de trup, da? Aleluia. Ce frumos. Să-ți iei fratele. Aleluia. Să vii în față. Aleluia. Părinții voștri, unde sunt? Tata e pocăit, maica a fost pocăită, s-a lăsat. Și părinții voștri sunt aici? Nu sunt aici. Cred că le veți duce o bucurie. Aleluia. Vreau să te întreb înainte lui Dumnezeu și înainte oamenilor. Te-ai hotărât din toată inima să te dedici Domnului? Da. Și până când? Toată viața. Amin. Doamne, ai milă de această familie. Amin. Ai milă de mama lor, Doamne. Amin. Doamne, ai milă de tata lor. Amin. Doamne, dacă prin ei vrei să faci o trezire în casa lor, fă-o, Doamne. Amin. Îți mulțumesc că ai cercetat viața lor, Doamne. Cineva să spună amin. Amin. Cum te cheamă? Cât ani ai, Gabi? 18 ani. 18 ani? Ești predat, Gabi? Nu. Și ai hotărât în seara să te predai Domnului, Gabi? Da. Și până când? Până la mort. O, Doamne, ține mâinile tale pe Gabi, Doamne. Cât ani? 18? Da. Ce frumos. 18 ani. Părinții tăi, pocăiți? Tatăi. El e tată. Bucurie mare seara asta. Aleluia. Lăudat să fie Domnul! Amin. Cum te cheamă? Te-am întrebat odată pe tine, în seara asta. Nu. Cât ce ne? 18. Ești predat, David? Da. Acum ai hotărât să te predai? Da, da. Și până când, David? Până la moarte. Doamne, ține-l pe David în mâinile tale! Cum te cheamă? Marius. Cât ce ne, Marius? Am 23 de ani. Botezat, predat? Mamă, e prima dată. Trăiască, Domnul! Ești cu soția aici? Ești soția ta? Și copiii. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga ta familie. Și până când te-ai hotărât să-L slujești pe Domnul? Până la moarte. Doamne, te rog, ajută-i tu! Amin! Cum te cheamă? Lucia. Ești predată? Am fost la mustria. Și ai căzut? Da. Fraților, dați un pic vocea, că nu s-aud ei. Eu mă aud, că eu strig. Ai, dar ei nu s-aud, că oamenii vorbesc mai ușor. Dar e maxim, frate. E maxim. Cât ce ne-ai? 21. Și vrei în seara asta din toată inima să te întorci apoi la Domn? Și până când? Toată viața. Doamne, ajută-mă. Ține-i mâna ta, ta. Amin. O veșnicie, Doamne, așa cum spune. Aleluia. Ține-i mâna ta. Cum te cheamă? Marta. Cât ani ai, Marta? 16. Predată? Mm. Acum te predai, Marta? Aleluia. Da. Familia ta, părinții tăi? Sunt bogăiți. Sunt aici? Nu. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și până Amin. Când te autori, Marta, să-mi spui Domnul? Toată viața. Aleluia. Soțul tău e pocăit? Da. Care e soțul tău? Tu? Lăudat să fie Domn! Aleluia. Ce frumos să-ți iei copilașii și văd aici în brață. Atenție-ți la microfon. Să văd copilașii în brațe cum vor veni la Iisus Hristos, Domnul, cu toată familia lor. Lăudat să fie Domnul pentru asta! Aleluia. Cum te cheamă? Marta. Tu, Marta. Câți ani ai? 14. 14 ani? Botezată, predat? Nu. Te-ai hotărât în seara asta la 14 ani, Marta, să te predai Domnul? Da. Și până când, Marta? Toată viața. Doamne, ajută-i! Trăi-l de el! Amin! Cum te cheamă? Te ești botezată? Ai căzut? Da. De mult? Vreau să mă vindești. Păi ce probleme ai? Cu rănichii. Aleluia! Crezi că Domnul te vindecă în seara? Amin! Crezi în toată inima? Da! Aleluia! Ne credem că Dumnezeu va face minuni. Credem că va fi mărturie aici. Și de ce? Pentru că Dumnezeu e aici în seara asta. Trăiască numele Domnului! Trăiască numele Domnului! Mai există cineva care vrea să vină la Domnul? Dacă nu, vă invit pe toți care ați venit în față să îngenunchează la picioarele Domnului. Invit prezbitere, diaconi, pastori, slujitori, lucrători Domnului. Invit pe toți aici să facem o încearcă așa, să întingă frații mâinile. Prezbiterii bisericii, diaconii bisericii. Știu că Pusta Vale are mulți lucrători și vreau să-i invit în seara asta aici. Și care sunteți din altă parte,
din altă parte, de unde ați mai venit, frați lucrători, vă invit cu respect în seara asta. Chiar dacă n-ați putut predica, n-ați putut sluji în seara asta, vă invit pe toți slujitorii, diacon, presbiter, pastor. Haideți să facem așa o echipă și să rostim o rugăciune puternică. Să ne audă Domnul în seara asta, să-i țină Dumnezeu mâinile Lui aceste persoane, aceste suflete. Trăiască Domnul! Sora noastră cântă și noi stăm în rugăciune în seara asta. Ne rugăm din toată inima pentru aceste suflete. Toți slujitorii întindem mâinile spre ei și rostim rugăciune pentru sufletele lor. Și nici nu părăsești pe cele cărți. Te apleci la cel ce are inima mărită și lacrimile strânge într-un lucru. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și nici nu părăsești pe cele cărți. Te apleci la cel ce are inima mărită și lacrimile strânge într-un lucru. Cineva. Poate mai există cineva care s-a hotărât acum la final. Poate acum pe final a spus, da, vreau să merg. Poate a spus pe final, acum m-am hotărât. După un timp de chemare aproape de o oră, poate spune, acum m-am hotărât. Sunt 11 suflete, dacă nu greșesc. S-au meritat să se facă cortul Pusta Vale? Suntem alături de frații din Pusta Vale, cât vom trăi pe acest pământ. Pentru că sunt frații noștri scumpi și minunați. Câți ești? Amin. Liniște, da? Vă rugăm să vă liniștiți o secundă. Rămâneți așa, o secundă, vă rog din toată inima, vreau să vă spun ceva. Acum fiecare din ce cetate sunteți, poate unii sunteți din Agriș, din nu știu ce zonă, de Sălanș, de Satu Mare, de nu știu de unde veniți. Fericei, de unde ești? Du-te la biserică, ia legătură cu pastorul, presbiterul, conducătorul, spune că în seara asta ai predat, să te ia în evidență. E cel mai frumos, frații ori notat și sunteți scriși.